Hei, dragilor, și mă bucur să vă am și astăzi cu mine. M-am gândit ca astăzi să povestim despre un subiect despre care eu sunt tare pasionată și mi se pare și că e un subiect de actualitate în viața oricărui creștin. Iar subiectul ăsta e vorba despre ascultare și credincioșie. Oarecum, astea două principii merg împreună și ar trebui să facă parte din viața fiecărui creștin. O să încep direct. Și m-am gândit zilele astea mai mult un pic la subiectul ăsta și de multe ori, de fapt, nu doar zilele astea, mă gândesc la ascultare, mă gândesc la credincioșie și foarte mult îmi vine în minte ceea ce un prieten de-a nostru, un om care deja are o anumită vârstă și care și-a trăit credincioșia și credința, cel puțin până la vârsta actuală, cu credincioșie și în urmă cu aproape 12 ani, chiar când mi-am mutat în Alba, au venit toată la noi în Alba, Iulia, și ne povestea despre, nu mi-amintesc exact subiectul despre ce vorbea, dar îmi amintesc despre faptul că ne povestea cum era la o mormântare sau la un privec, mă rog, cineva pe care îl cunoștea a murit și în timp ce se afla acolo, o simți că Duhul Sfânt i-a zis, du-te și te roagă ca omul să învie. Și el, bineînțeles, ca și oricare dintre noi sau majoritatea dintre noi, îmi zice ăsta nu a fost, ce cu gândul ăsta sau ce cu vocea asta ce o aud, sigura nu-i de la Dumnezeu sau, mă rog, tot felul de întrebări, printre care și el ne-a zis că a avut o luptă într-adevăr cu Dumnezeu în care pe cum se meargă să se roage, adică acum nu-i momentul, trebuia să-i fi spus înainte să fie murit omul sau nu, tot felul de discuții cu Dumnezeu, dar Dumnezeu continua să insiste și să-i spună, Andrew, du-te și te roagă pentru mortul ăsta să învie. Ok, până la urmă și cu curaj, o mers, o vorbi cu familia, în primul rând, bineînțeles, o mers și s-o rugat pentru mort, nu se întâmpla nimic. S-o rugat a doua oară pentru mort, mortul a rămas mort. S-o rugat a treia oară pentru mort și omul a rămas mort. Ce crezi că s-a întâmplat până la final? Omul a rămas mort, a urmat înmormântarea și Andrew a învățat o lecție importantă în umblarea lui cu Dumnezeu și de acolo mi-am luat și eu motoul vieții și anume că Dumnezeu i-a spus mai târziu, ăsta a fost un test pentru tine. Am vrut să văd, ești în stare să mă asculți chiar dacă ar însemna să te faci tu de râs? Chiar dacă miracolul nu se întâmplă. Și de atunci oarecum i-am luat ca și principiu pentru viața mea. Nu neapărat că el a zis-o așa, dar cel puțin eu așa am înțeles-o și așa am parafrazat-o de atunci încolo și anume ascultarea e partea mea, rezultatul e partea lui Dumnezeu. Repet, ascultarea e partea mea și rezultatul e partea lui Dumnezeu. De cele mai multe ori când Dumnezeu ne cere să facem ceva, ne stresăm foarte tare sau grija noastră e rezultatul. Pe când aia nici măcar nu intră sub responsabilitatea noastră. Noi suntem chemați să ascultăm și de restul se ocupă Dumnezeu. În modul în care El crede că e ok, când crede El că e ok, dar o singură dată în viață, mă rog, o singură dată îmi amintesc perfect în liceu, când Duhul Sfânt mi-a zis să fac ceva și nu am făcut. Și atunci regretul ăla a venit cu mine și a fost așa ca și o viață, o lecție, să nu mai ratez oportunitățile din partea lui Dumnezeu. Și prin video de astăzi, sper ca și tu să fii încurajat, să asculți de tot ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci, indiferent de cum va arăta rezultatul din perspectiva noastră. Pentru că de multe ori, din perspectiva noastră, am eșuat complet, dar dacă am vedea perspectiva lui Dumnezeu, am vedea că de fapt am trecut testul. Și în Biblie avem foarte mulți oameni care au demonstrat credincioșie, au demonstrat ascultare în fața lui Dumnezeu. Unul din oamenii ăștia e Anania. Și de obicei când auzim Anania, ne referim la Anania și Safira, care sau ne zboară gândul, care au fost niște oameni care nu l-au onorat pe Dumnezeu, dar nu la Anania din cuplu Anania și Safira vreau să mă referați, ci la Anania care apare în Fapte. Și Anania care are un rol destul de important în convertirea lui Pavel. Anania a fost un om din spatele cortinei, dacă vrei, e singura parte din Biblie în care apare aici la convertirea lui Pavel și
nu apare să fi făcut fapte mărețe, nu apare să fi înviat oamenii morți, să fi predicat în fața a mii de oameni, așa cum au făcut Petru sau Pavel, dar Anania a fost un om credincios și un om care a stat în ascultare de Dumnezeu. A fost omul care o a ales, în ciuda cât de nebunesc părea totul, a ales să asculte de Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu a zis, du-te la Saul, care e în casa respectivă și uite ce se spui, Anania, bineînțeles că reacția umană a fost să se uite la ceea ce părea logic și fizic, adică omul ăsta care persecuta din creștinii, care l-a omorât pe Ștefan și mulți alții, eu să mă duc la el, adică să intru de bună voie în gura lupului. Dar după mai multe lupte cu Dumnezeu, Anania a ascultat și deja știm restul istoriei. Dar m-a impresionat mult omul ăsta și mi-a vorbit pentru viața mea foarte mult. Faptele astea de ascultare și credincioșie față de Dumnezeu nu sunt totdeauna vizibile. Și nu totdeauna oamenii vor ști despre noi. Dar fiecare chemare și faptă din asta de credincioșie are rolul ei, care de multe ori e mai important decât ne dăm noi seama. Dacă Anania nu mergea la Pavel, oare ce s-ar fi întâmplat? Ok, poate Dumnezeu ar fi găsit pe altcineva. Dar să luăm doar atâta. Dacă Dumnezeu n-ar fi găsit pe altcineva și Anania nu ar fi ascultat de Dumnezeu, poate că nici noi, cei dintre neamuri, dacă să luăm doar așa pe un plan, nu am fi ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Lucrurile mici fac diferența. Și faptele astea de ascultare ascunse, care nu sunt strigate de pe munți, mi se par esențiale în viața unui credincios. Mai este un alt om în Biblie, prin povestea căruia Dumnezeu mi-a vorbit foarte mult în ultimii ani, și cred că e unul dintre personajele mele preferate din Biblie. Acum, excluzându-l pe Iisus, bineînțeles, dar vorbim de oameni normali, ca și mine și ca și tine, și omul ăsta, Iosif. Iosif a avut o chemare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat niște vise foarte specifice și omul ăsta a suferit extrem de mult. A fost vândut de frații lui. A ajuns sclav, din fiul preferat a ajuns sclav. Apoi, în casa lui Potifar, a fost condamnat pe nedrept și băgat în închisoare pentru faptul că a ales să fie pur. Și de multe ori, uitându-mă la viața lui, mă gândesc, oare ce a simțit Iosif în timp ce era în închisoare? Oare ce a simțit Iosif în drumul lui spre Egipt, ca și sclav? Oare care erau discuțiile lui cu Dumnezeu în mintea lui și în interiorul lui? Dar știm povestea până la final și Iosif a arătat și a ales credincioșia și ascultarea față de Dumnezeu, indiferent de modul în care situațiile și circumstanțele în viața lui sau au avut așa o întorsătură. Ceea ce mi se pare foarte tare e ideea că tocmai circumstanțele astea care păreau nefavorabile și care păreau pedeapsa cea mai mare, fost de fapt circumstanțele pe care Dumnezeu le-a folosit ca să-l pregătească pe Iosif pentru chemarea mult mai mare decât și-a imaginat el că o să aibă. Cred că ideea asta, să rămânem ascultători chiar și atunci când lucrurile nu fac sens. Și zilele astea, foarte recent, am citit într-un plan de pe YouVersion, ceva care suna ceva în genul: adevărata credință este atunci când alegi să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, în situațiile în care toate circumstanțele din viața ta strigă exact contrariu. Și asta a făcut Iosif și vedem în viața lui exact asta a făcut. A ales să-L onoreze pe Dumnezeu chiar și atunci când toate circumstanțele din viața lui păreau la mii de kilometri depărtare de promisiunea lui Dumnezeu. Și o să vreau să mai vorbim de încă un om din Biblie, care e un exemplu de studiat, e un exemplu de citit, și omul ăsta e Saul, regele Saul. Regele Saul, dacă citim istoria lui, a început cu dreptul. A fost oarecum un nimeni și Dumnezeu l-a ales și el l-a recunoscut pe Dumnezeu. Și în prima parte a vieții lui, dacă citești Cronici, dacă citești Samuel, Împărați, o să vezi ce schimbare așa înceată a fost în viața lui. Adică finuță, încă dintr-o dată ți-ai dat seama că Saul e un alt Saul decât a fost cum a început. Dumnezeu i-a dat un vis, Dumnezeu i-a dat o chemare, doar că pe parcurs, cumva,
chemarea și visul lui Dumnezeu or deveni mai importante. Saul a înlocuit credincioșia de Dumnezeu cu credincioșia față de visul dat de Dumnezeu. Și ăsta e unul dintre pericole și ăsta e unul dintre lucrurile în care îmi vorbesc mie în primul rând și mă rog ca tot mai mulți dintre noi să fim conștienți de faptul că e o problemă atunci când credincioșia față de Dumnezeu e înlocuită de credincioșia față de visul sau viziunea dată de Dumnezeu. Și e așa ușoară trecere încât de multe ori dacă nu suntem atenți, nici nu ne dăm seama. Nu degeaba zice Biblia, păzește-ți inima mai mult decât orice. Pentru că acolo în inimă se întâmplă trecerea aia așa de ușoară, așa de suavă, încât ne dăm doar seama prea târziu, când deja am căzut și ne-am dus la fund. Tot mai mulți pastori și tot mai mulți lideri, scriitori creștini foarte cunoscuți cad. Pentru că undeva în inima lor a avut schimbarea asta și credincioșia față de Dumnezeu e de foarte multe ori confundată cu credincioșia față de visul sau viziunea lui Dumnezeu. Dar deși Dumnezeu ne dă un vis, ne dă o chemare, ne dă un scop și destinul pentru care El ne-a creat e unul bun, trebuie să avem foarte mare grijă ca niciodată în inima noastră credincioșia față de Dumnezeu să nu fie înlocuită cu credincioșia față de visul sau viziunea dată de Dumnezeu. Vestea bună este că Dumnezeu întotdeauna oferă a doua șansă. Vestea bună e că Dumnezeu întotdeauna e gata să ofere restaurare. Și un personaj extraordinar din Biblie, care îmi place, mie îmi place foarte mult Vechiul Testament, îmi plac poveștile oamenilor care au trăit cu Dumnezeu și îmi place foarte mult faptul că Dumnezeu a ales să integreze în Biblie și părțile în care oamenii au căzut. Și unul din oamenii ăștia e David. David a început foarte bine, a rămas credincios lui Dumnezeu în momente critice în care, de exemplu, putea să-l omoare pe Saul și a ales cum să mă ating de unsul lui Dumnezeu. A ales să rămână credincios și în ascultare față de Dumnezeu, nu față de visul dat de Dumnezeu. Dacă ar fi fost credincios doar față de visul dat de Dumnezeu, ar fi putut simplu să-l omoare pe Saul, să se încoroneze pe sine ca și rege, dar acolo făcea o mare diferență în cursul istoriei. Și totuși, David a avut o scăpare. La un moment dat, în loc să rămână credinciosul lui Dumnezeu, a rămas doar credincios visului. Și s-a crezut deasupra tuturor și a zis, mă descurc singur și știm cum a căzut în păcat, cum a comis adulter, cum a comis crimă și l-a ucis pe soțul lui Bathsheba. Doar că partea frumoasă e că deși avem un Saul care niciodată nu avem în Biblie să se întors înapoi cu inima spre Dumnezeu, avem și un David care atunci când a căzut s-a pocăit cu adevărat și a stat în fața lui Dumnezeu și a cerut iertare și Dumnezeu l-a iertat și l-a restaurat. Așa că vestea bună e că dacă tu care mă asculți astăzi simți că în inima ta s-a făcut așa o trecere de la a fi credincios față de Dumnezeu, la a fi credincios visului care Dumnezeu ți l-a dat, Dumnezeu e gata să restaureze. Așa că asta e mesajul de azi, nu e unul lung, e unul scurt, concis. Partea ta și partea mea e ascultarea, rezultatul e partea lui Dumnezeu. Partea mea e să ascult de Dumnezeu și partea mea a fost deschis canalul de YouTube acum vorbind de asta. Rezultatele e partea lui Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu mă cheamă să spun anumite lucruri unor oameni sau să mă rog pentru cineva. Partea mea e să ascult și să fac de ce îmi spune El. Rezultatul e partea lui Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu ne mai lasă din când în când să vedem și rezultatul, eu o văd ca și un har. Ca și un har că Dumnezeu ne zice, hei, eu mă ocup de treabă chiar dacă tu nu vezi. Foarte tare mi se par poveștile oamenilor care după ani și ani de zile abia au văzut rezultatul, deși Dumnezeu a început să lucreze în momentul în care persoana a ascultat. Sper că într-o zi să iau pe mami și pe tati la câteva interviuri, nu doar cel despre accidentul fratelui meu, dar iau niște povești tari cu Dumnezeu, care eu cred că merităm împărtășite și cu alții și sper că de curând, anul ăsta sper, să îi pot prinde la niște interviuri și în care să povestim tocmai despre situații de genul.
Când în ascultare, or trebuie să asculte și să aleagă ascultarea față de Dumnezeu, iar dacă rezultatul a durat un pic ca să-l vadă, la momentul în care și văzut rezultatul și-a dat seama că Dumnezeu a început să lucreze din momentul în care i-a ales ascultarea. Deci nu uita, ascultarea e partea noastră, rezultatul e partea lui Dumnezeu. Și apoi, ca și un semnal de alarmă, nu lăsa niciodată că ascultarea și credincioșia față de Dumnezeu să fie înlocuită cu credincioșia față de visul sau viziunea dată de Dumnezeu. Și în al treilea rând și în ultimul rând, nu uita că Dumnezeu e gata să-ți ofere restaurare. Mulțumesc că ai stat până la final, să fii binecuvântat, binecuvântată și ne vedem data viitoare. Nu uita să dai subscribe și un like. Pa!